Partida dintre Știința Explorări Baia Mare și Unirea Dej s-a încheiat cu o victorie pentru echipa din Baia Mare. Succesul a venit la capătul unui joc epuizant care a respectat tradiția duelurilor pe muchie de cuțit dintre Baia Mare și Dej. Partida din etapa a 5-a a diviziei A1 a fost presărată cu multe răsturnări de scor, omul meciului fiind Mihai Tarța. Acesta a realizat 34 de puncte, performanță care nu a mai fost atinsă de vreun jucător de la Știința Explorări în ultimii ani. Am obținut 3 puncte cu emoții foarte mari. Mă așteptam să fie un meci greu. Deși am pierdut primele 4 etape împotriva unor echipe foarte bune, am jucat bine cu Dinamo, SC Mezalău și Arcada Galați și știam că va veni și un meci în care vom evolua puțin mai slab. Unirea Dej a jucat dezinvolt și chiar dacă, exceptând setul 4, am condus în debutul fiecărui set, a reușit de fiecare dată să revină în joc. Sunt 3 puncte foarte importante pentru noi și îi felicit pe jucători pentru acest succes, a precizat Marius Botea, antrenor principal la Știința Explorării.